Nicolae Grigorescu, Nicolae Grigorescu, născut în 15 mai 1838, pitarul patologic din Bobția, România, decedat în 21 iulie 1907, Câmpina, România. Este primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion Andreescu și Stefan Luchia. Nicolae Grigorescu a devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care în primele decenii ale secolului al XX-lea căutau să identifice și să aducă la lumină valorile spiritualității românești. La vârsta de doar 10 ani, Nicolae Grigorescu a intrat ca ucenic în iconar în atelierul lui Anton Kachledek. Pentru o perioadă de 2 ani, Nicolae s-a inspirat din miniaturile executate de către maestrul său și a păstrat maniera plină de farmec ușoară și delicată, cu acel colorit proaspăt și suav, care poate fi regăsit în iconele sale din primii ani, ca și în cele realizate imediat după terminarea ucenicii de atelier. Aceeași manieră poate fi văzută și în lucrările de factură târzie, în care artistul a ajuns la perfecțiunea ale genului. El a folosit în toate acestea stilul retoric și a primitiv al primilor picturi de șavlet, încărcându-se în acest fel în stilul picturii neolistice, care era promovată de noile școli de pictură bisericească ce a apărut în țara românească. Realizări din domeniul picturii religioase sunt icoanele și prăznicile de la biserică din Băicoi, icoane de la Mănăstirea Căldărâneș, icoana Sfântului Spiridon de la Biserica Alexa din București, picturile morale de la Mănăstirea Samvira, picturile de